96 de coșturi. Bine, mă, avem item roșu, let's go. Aia ți-e, bro, nu te cred. Bine, mă, prima legendară, bro. Nu-mi pică niciun alt brawler, dar îmi pică legendară din cele 50 de megaboxuri. Pune codul Madalin pe shop pentru 10 ani de noroc. Chiar dacă n-am reușit pe ultimul live să facem 10.000 de like-uri pentru a cumpăra cea mai scopă ofertă de megaboxuri de 999 de gemuri 50, astăzi, pentru că mai sunt doar 9 ore 51, vom face o nebunie foarte mare. Pentru că aceste boxuri vor dispărea pentru totdeauna și nu vor mai veni pe joc niciodată, sau poate într-un event special, cine știe, că nu ne-au anunțat lucrul acesta. Dar vom cumpăra oferta de 50 de megaboxuri nu pe contul ăsta principal, ci pe un cont de la 0 creat, 0 trofee, 0 brawleri, absolut totul cu 0. Să vedem ce putem să deblocăm și ce putem să luăm pe acel cont, dacă chiar merită sau nu. Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod de Brawl Stars, un episod cum ne place nouă, pentru că am văzut că în ultimul timp nu prea mai avut conte și n-am mai avut ce să mai creăm. Astăzi, fiind ultima zi cu megaboxuri, am zis să facem o nebunie și speră măcar să merite. Dacă nu, măcar dați și voi acolo un like, vă rog din suflet dacă se poate. Hai să facem acest episod 3999 de like-uri, acesta este targetul, v-aș mulțumi din suflet. Să vă abonați pentru că este gratis și nu uitați codul Madalin pe shop dacă cumva faceți vreo achiziție, dacă luați clensi, dacă luați noul Brawl Pass din sezonul nou care va veni peste 3 zile și 11 ore. Dați-mi tag pe Instagram la madalin.adrian23 și mai ales dacă vreți să participați la extragile de Brawl Pass, de skin-uri și așa mai departe, și le vom face pe următoarele live-uri. Totodată pe acest cont eu am totul deblocat. Tot ce mai lipsește mie este skinul pe Rico, care este cu blinguri, gen skinul acela Sovereign Bling Rico. Dar o să vă arăt imediat faptul că eu pe cel de-al treilea cont al meu am deblocat toate cele 3 skinuri și am avut un noroc fantastic ca dintr-un singur megabox să-mi pice ultimul skin de care aveam nevoie, ceea ce mi se pare foarte iurea, că pe contul ăsta am deschis cele mai multe megaboxuri, mai puțin oferta asta cu 50, și pe conturile celelalte nici nu mi-am bătut foarte mult capul și mi-a picat. Acum, na, nu cred că o să-mi bat capul să-mi bag alți bani în contul ăsta, nu are rost. Avem absolut tot ce se poate pe contul ăsta. Nu ne mai interesează absolut nimic. Dar, totuși, hai să vă arăt cel al treilea meu cont, unde aici, pentru noroc fantastic și nu știu cum, am toate cele 3 skin-uri pe Rico. Bine, nu am și celelalte skin-uri, absolut ce mai era nevoie. Nici nu știu pe Shelly dacă mi-a picat pe contul acesta. A, am și Stellar Shelly, nice, bro! Cam asta e tot ceea ce-ți poți dori din aceste megaboxuri, nu vrei mai mult de atâta. Dar, pe un cont de la 0 sunt curios dacă o să-mi dea brawler și dacă chiar va merita oferta asta ca să o poți cumpăra de 999 de gemuri, cea mai scumpă cred că din joc. A, da, și vreau să vă arăt neapărat momentul în care am reușit ca să iau acest skin pe live-ul pe care l-am făcut gen acum câteva zile, acum 2 zile cred. Ia să vedem. XP doubler, gemuri, blinguri. Oh, înseamnă că avem skin și item roșu, presupun, nu? Gen spray, emote, whatever. Bine, mă! Aia zi, bă, frățiorul, dintr-un megabox complet gratuit. Da, mă, da. Mi se pare că ăsta e contul cel de... Bă, stai puțin, eu am toate skin-urile deblocate pe contul ăsta și eu pe contul mare nu am. Și pinul. Lasă naiba, bro. Da, un noroc fantastic. Dar, haideți să intrăm pe scena OG, pe telefon, pentru a crea un cont de la 0. Și după aceea o să-l pun pe tabletă și vom cumpăra oferta, numai că trebuie să bag gemurile de pe Supercell Store, bineînțeles cu codul Madalin pe shop. Și după aceea intrăm direct ca să deschidem cele 50 de megaboxuri. Like, vă rog, pentru oferta asta pe care o cumpăr, că efectiv nu mai știu ce să mai fac cu mine și cu viața mea. Și uite că am revenit pe vechea scenă OG cu un cont de la 0, pentru că trebuie să creăm unul de la 0 ca să cumpărăm oferta, nu? Trebuie să luăm tot tutorialul acesta, pas cu pas. Din păcate nu mai avem megaboxul acela gratis pe shop, mi se pare mie. Nu cred că mai există, a dispărut. Dar, haideți ca în vremurile bune să terminăm și noi tutorialul acesta mirobolant și fantastic. Bineînțeles că sunt tot la fel pe telefonul meu OG, telefonul Samsung, pentru cei care nu știți, S21 Ultra. Încă îl mai am aici, după cum observați, e intact, chiar s-a și julit pe aici, după cum observați, husa. Deci încă telefonul Samsung rezistă și este aici. Doar că m-am obișnuit foarte mult de pe tabletă ca să joc și se vede mult mai mare, se vede mult mai calitativ și pe live și din cauza asta o folosesc foarte, foarte tare. Haideți să continuăm aici, trebuie să mai dăm, cred că, superul și bum, asta a fost tot. Nu se aude sunetul, din păcate, dar avem. Nu pot să transmit aici, prin aplicația asta. În fine, hai să vedem ce nume să punem noi, întrebarea acum. O, da, asta e o decizie grea. Numele. Cred că o să pun 50, că după aceea ulterior mi se pare că pot să schimb numele și am gen lucru gratis ca să fac chestia asta. 50 mega boxes. Aș fi pus ceva cu cod Madalin, dar oricum băgăm codul Madalin pe shop. Deci 50 ori mega boxes. Bum, m-a lăsat, lol. Ani vom pune ceva mai mult. Că dacă vă pica ceva tare pe contul acesta, e păcat să nu putem scrie pe chat. Habar am, nu știu, voi pune undeva la, să zicem, 18? Să fim majori. Și acum ne dă solo shutdown. Partea cea mai faină e că înainte să dea gem grab, acum îți dă solo la acest tutorial. Avem aici 50 ori megabox. Dar dacă putem să le deschidem până la gratis, nu o să mai fie 50. O să fie 51. Vedeți că am făcut o greșeală? Păi da, voi ați văzut că gen tutorialul acesta, oricât de slab ai fi și oricât damage ai în casa, uite, hai să-l omorăm pe Dana mai ăsta, să ne apropiem de Shelly asta. Deci oricât damage mi-ar da ea mie, este foarte mic damage-ul, îmi dă 200 pe hit. Eu îi dau 1500, ia uite, oare poate să mă omoare la tutorial, bro? A? Oare? Să fii atent că sunt atât de inteligență încât dacă rămân la HP nu mă mai atacă, bro. What? Hai, Colt. Bă, nu vor să mă omoare, bro. Ok, Dynamite? Te rog? Nu cred, bă, nu cred asta. Odată ce rămâi la HP, nu cred că te vor omorâ boții. Mai ales dacă e power up, nu este nicio șansă. Dar poate facem un episod special în care vom vedea ce se întâmplă dacă te lași bătut și dacă te omoră la tutorialul acesta. Ceea ce mi-e greu să cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Ia, fiți atenți la Coltul ăsta. Are 7 power up și îmi dă câte 60 pe fiecare glonț. Ceea ce n-ar trebui să se întâmple lucrul ăsta, să dea atât de puțin de damage la 7 power up. Nu? Uite. Ha, omoară-mă. Please. Nu vrea poți să mă omoare, no way. Cred că singurul lucru ce rămâne de făcut este să pierzi tutorialul ducându-te în zonă. A, dacă zona este. Bun. Deci cred că asta e singura chestie, să-ți dea zona de meci. Deci s-ar putea să pierzi și tutorialul acesta. Da. Bun. Dăm nu permite, că nu ne interesează, cu notificări, cu chestii de-astea. Avem 0 trofee. Acum, ca să rămânem la 0 trofee, noi trebuie să intrăm pe shop. Ca să facem lucrul acesta, pentru că după cum observați nu apare shop-ul, vom face o magie. Intrăm aici pe Shelly, intrăm aici și dăm pe ăsta ca să ne bage pe shop. Și gata. A apărut shop-ul, putem să cumpărăm oferta, presupun că e aici. Da, mă, da, e ok, m-am speriat pe moment, am crezut că nu este. Bun. Băgăm codul Madalin pe shop, bam, așa frumos. Și după cum observați, avem 0 gemuri, nu? O, da, mi-a cam dat crei jocul și nu înțeleg din ce cauză m-a scos. Hai să facem din nou același lucru, cred că merge, nu? Funcționează. Da, funcționează, e ok. Codul Madalin pe shop mi s-a pus, e perfect. Aici pe contul acesta eu am în dolari. Nu contează, irelevant lucrul acesta, pentru că voi cumpăra gemurile de pe Supercell Store și vom veni direct cu megaboxurile 50 pe tabletă să le deschidem, să vedem ce poate să pice. Nu uitați, like, vă rog, din suflet, pentru 250 de lei pe care o să-i cheltui. Vai de mine. Și gata, am conectat contul pe tabletă și cele 50 de megaboxuri sunt aici. Dar trebuie să menționez faptul că am cumpărat oferta de 950 de gemuri, cea de 80 de gemuri și a fost încă 10 gemuri bonus, deci în total 1040. Eu am dat 999 de gemuri, deci cred că 39, 41, care sunt calculele mate? Cred că 41 de gemuri. Să vedem la final cât o să ne dea în total, ia să vedem. Primul megabox, 6 iteme, nice, 38 de powerpoint-uri, observați faptul că totul este în timp real, cu powerpoint-uri, cu gemuri și așa mai departe. Avem deja item roșu, bine, pe Shelly, bro! Sheriff Shelly, nice, să-i dăm echip, nu contează, player icon, pin și încă un pin. Se pare că de fiecare dată când ai doar Shelly pe cont, îți dă lucrul acesta, pentru că am mai deschis și megabox-ul gratis și la fel mi se întâmpla, dar totuși mai avem încă 49, atenție mare de tot. Blinguri, XP Doubler, coinsuri, powerpoint-uri și doar un pin. Mișto, le dăm așa lent, bro, pentru că până la urmă sunt gemuri foarte multe ce am investit aici. Nu vreau să dăm așa bam 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 bam, bam să trecem prin ele. Player icon și ăsta cu 1, 2, 3, 4, 5. Contul ăsta cu siguranță cred că o să fie ceva special, bro, o să rămână acolo. Mai ales că este pe 2024 creat. 7 gemuri, cele mai multe până acum date. XP Doubler, 514 blinguri, powerpoint-uri, gemuri și player icon. Până acum nimic bun. Stai să dăm mai tare așa ca să se și audă. Avem coinsuri, XP Doubler, cred că ne dă item roșu. Player icon și încă un player icon. Minunat, bro. Niciun item roșu până acum. Player icon-urile astea mi se par degeaba. Dar e bine să le ai la colecție pentru că o să fie OG, zic ei. Hai că OG. Bun, avem și pin. 5 iteme. Hai, mă, că trebuie să fie item roșu. Nu e! Bă, nu e item roșu, no way! Pinul ăsta amărât. Hai, bă, mă lași. Deschid 50 de megabox-uri și tu îmi dai atâtea. 6 gemuri. XP Doubler. Bun. Coinsuri și încă un pin. Cred că totuși o să ne dea și nouă brawler, sperăm. Sper. Dacă nu, cred că cea mai bună metodă era să facem cont de la 0 în continuu și în continuu și în continuu, să luăm megabox-ul gratis, coinsuri și powerpoint-uri. Să luăm megabox-ul gratis până spică legendară din el. Cred că aia era o idee bună. Coinsuri, blinguri și powerpoint-uri. Nice. 4 iteme. 11 gemuri. Aia zic, tăticu. Măcar ne scoatem investiția de gemuri? Nici pe departe. Asta e clar. Cred că dacă facem 100 de gemuri din megabox-ul ăsta e minune mare. Dar-s curios dacă poate am și noroc. Opa, 1142 de blinguri. Nu e rău. XP doubler, coinsuri, 2 gemuri, powerpoint-uri și player icon. Minunat. Yay! Powerpoint-uri, 326 de blinguri, gemuri și coinsuri. Bă, da, chiar nu vrea să-mi dea nimic. 9 gemuri, XP doubler, 320 de blinguri și 30 de coinsuri. Sper să nu regret oferta asta pentru că am cumpărat-o pe un cont de la 0. 96 de coinsuri. Bine, mă, avem item roșu, let's go. Aia ți-e, bro, nu te cred. Bine, mă, prima legendară, bro. Nu-mi pică niciun alt brawler, dar îmi pică legendară din cele 50 de megaboxuri. Aia zic, mă, frățiorul meu, și Cordelius chiar o legendară bună. Chiar merită. Let's go. Da, mă, da. S-ar putea să nu-mi pice skin pe Rico, pentru că eu nu l-am pe Rico. Și cred că e o problemă foarte mare ce am făcut aici. Cred că mai bine, opa, 6 iteme. Ia. 3, bă, totuși avem 3, ai 3, ah, ok, Stellar Shelly. Bă, cred că, pentru că nu l-am Perico, nu o să-mi pice skin-ul Perico. Am făcut o greșeală fantastică. Trebuia să fi luat eu Rico. Da, trebuia să fi deblocat. Cum necum trebuia să-l deblochez. 1576 de blinguri aici, powerpoint-uri, XP doubler și 31 de coinsuri, nice. Ia să vedem, 90 de coinsuri, XP doubler, 20 de powerpoint-uri, 124 de blinguri. Blinguri, coinsuri, XP doubler și un gem. Da, mă, aia am făcut greșeala, bro. Deci trebuia neapărat, acum nici nu vă mai zic. Bă, fiți atenți, deblocați pe Rico, să luați skin-ul pe Rico, că deja au dispărut megabox-urile. Când vedeți episodul ăsta au dispărut, nu? De fapt, eu să-l pus la ora 9, ele dispar parcă la ora 10? În fine, oricum va rămâne istorie episodul ăsta. Player icon și player icon, de se pare că acum cred eu că sunt aproape să deblochez toate player icon-urile. Până acum, singurul cu ce am luat bun mi se pare legendara. Și 2 skin-uri pe Shelly, atât, gemuri, powerpoint-uri și blinguri. Blinguri, XP doubler, powerpoint-uri și 6 gemuri. Wow! XP doubler, blinguri, gemuri și powerpoint-uri. Ce tare! XP doubler, powerpoint-uri, coinsuri, 4 gemuri și 300 de blinguri. Of, blinguri, XP doubler, 100 de gemuri! Bine, mă, frățiorul meu, cred că suntem pe plus, nicio șansă. Nu suntem pe plus, că am dat 999 de gemuri și până acum cred că dacă am recuperat 150 de gemuri total. Vedem la final câte o să fie. XP doubler, nice. Blinguri, coinsuri, XP doubler, 7 gemuri. Na, nu a meritat. Să iei oferta de 999 de blinguri pe un cont de la 0, nu a meritat. Nu, niciun caz. Pentru că, ok, mi-a dat o legendară, dar eu trebuia să am skin-ul Perico ca să-mi dea skin-uri Perico. Să le pot debloca pe la OG. Și chiar și așa nu te încântă. Bă, dacă ai un skin, ești boss. Ce folos ai tu 3 skin-uri ca idee? Dar hai, măcar un like. Un like nu costă absolut nimic, e gratis. Avem 1600 de blinguri, 93 de coinsuri, blinguri din nou. Ne-am scos investiția cu blingule, mâncava-și gura voastră. Ne-a rupt pe blinguri. Coinsuri și blinguri iară. Priviți partea bună, după ce deschidem 10 megaboxuri, o să ne dea skin-ul pe Rico. Nu? Așa ar trebui. Powerpoint-uri, blinguri și coinsuri și nimic altceva. 2 gemuri, XP doubler, blinguri. Sau stai puțin, oare mie îmi dă dacă nu mi-apare misiunea aia cu skin-ul pe Rico, bro, să deschid megaboxuri? Și eu n-am tokens ca să iau. Mamă, s-ar putea să-mi iau țeapă, bă. Și să nu-mi dea nici skin-ul pe Rico. Din cel cu 10 megaboxuri, pe ce deschid 10 megaboxuri. Avem 1147 de blinguri, 60 de coinsuri, 31 de powerpoint-uri. Așa, powerpoint-uri, blinguri și 3 gemuri. Bă, chiar aiurea, bă, dezamăgitor. Deci nu merită să deschid megaboxuri pe un cont de la 0. Încearcă pe cât se poate de mult să deblochezi brawler sau să ai brawler pe contul ăla ca să merite megaboxurile. Tot degeaba vă zic. Au dispărut. Opa, avem item roșu. Ia vezi că s-ar putea să fie brawler. Bine, bă, încă o legendară. Let's go, bro, aia zic. Bine. Nu știu dacă dacă ne-am scos investiția. Cât e o legendară? Puteți să spuneți în comentarii, vă rog, notez acolo cu inimioara. Cred că o legendară costă 299 de gemuri sau chiar mai mult. Nu știu, două legendare luate până acum. Bine, rău, totuși e noroc, dacă stai să te gândești. Opa, încă un item roșu, bro. Bro. Avem și mitica Byron. Opa, vezi că ne dă brawler, mă? Ne dă brawler și asta îmi place. Ok. Aici nu ne dă absolut nimic. Deci trebuie să fie doar 4 iteme. Dau și câte megabox-uri mai trebuie să mai deschidem. Ok, nici cu 4 iteme nu ne-a dat. 5! Aici trebuie să fie brawler. Trebuie să fie item roșu. Sau? Da, mă, da, aia zic. Ia să vedem cine mai dă. Grum, care e epică. Da, mă, da. Aia zic. Deci avem două legendare, o mitică și o epică. Mai avem o de deschis megabox-uri. Uite, bă, că nu le-am numărat. Powerpoint-uri. Și XP doubler, blinguri, încă un item roșu, bro. E brawler, sigur. Dă-o care e mitică! Vamos! Bă, e bine că măcar ne dă brawleri. Dacă am dat mare fail la skin-ul pe Rico... Ah, ok, n-am nicio emoție. Mi-a dat Rico și chiar și skin-ul pe Rico. Dar era atât de bine să-l fi luat pe Rico și să ne fi dat și celelalte două skin-uri pe Rico. Dar poate e mai bine că am luat brawleri? Habar nu am. Hai să vedem câte recompense am primit. Ok, ne dă și ăsta aici pe fundal. Dar emote-urile nu ni le-a dat, nu? Ah, ok, ne dă și emote-urile, ne dă tot pachetul, deci, până la urmă, e bine. Avem și skin-ul acesta exclusiv, unul măcar pe contul acesta, din 2024 creat. Și dacă ne uităm noi bine aici, am dat cu zoom ca să vedeți și voi, avem 18.207 blinguri, 3.389 de coinuri și 231 de gemuri. Deci am investit 1.040 de gemuri, nu? Cam asta este calculul, dacă nu mă înșel, și m-am ales cu 231 de gemuri la final, bineînțeles. După cum observați, pe contul acesta am reușit ca să strâng un singur megabox. Mi-e greu să cred că o să pice ceva din megaboxul acesta, dar stați așa ca să renoim codul Madalin pe shop. Că poate, ne poartă un mic noroc. Pe contul mare nici mi-am mai bătut cap, sincer, să mai fac tokenuri din astea ca să... Opa, 4. Ca să mai pot face tokens pentru a primi un absolut nimic. Nimic am primit. Trebuie să ai noroc fantastic, bro, ca dintr-un megabox să-ți pice ceva. Mai ales astea gratis. Gratis sunt, gratis se duc, cum îmi place mie să spun, dar haideți să revenim și pe cel al treilea cont ca să terminăm misiunile. Dar aici e o problemă fantastică, pentru că după cum observați, avem 50 de win streak și vreau pe acest cont ori să mă opresc la 69 de win streak-uri, ori la 100. Nu știu sigur câți dintre voi ați rămas până acum pe episod, să spuneți în comentarii cât ar fi cel mai frumos să pot face, gen ori 69, ori 100, dar pe cât se poate de mult vreau ca să mă joc pe contul acesta, să iau și PES-ul, dar să joc foarte Mirror, ia să vedem Brawl Ball. Hai să băgăm aici la Caterinca cea puțin de încălzire. Vreau să mă joc pe cât se poate de serios și de sigur, bro, ca să nu fac vreo greșeală să pierd winstreak-ul ăsta, că o să plâng. 50 de winstreak să pierzi, ia iure. Aici chiar dacă pierzi nu se pune winstreak-ul sau ceva de genul ăsta. Dar o să mă joc eu probabil pe un live, ori cu abonații, ori la solo. Cred că voi face lucrul acesta, pentru că da, la solo știu că măcar sunt pe barba mea și nu se va întâmpla ceva. Ok, hai să mergem aici așa frumos, să ne regenerăm puțin. Tu vei pune ursul și n-ai făcut absolut nimic. Let's go, bro. Deci vreau să deschid un megabox aici, dar cred că voi reveni cu el direct când va fi completat. Apar nu am. Bine, s acolo. Aoleu, ia uite, mă, dau ăștia 3 miliarde de damage pe o singură parte. Bam, bam, bam. Și cu hit, bam, l-am omorât. Aia zic, da, tată. Angry girl, Gigi girl. Și cea mai tare fată, cea mai tare fată de acolo de la tine. Bun, avem și Star Drop-ul, ce nu ne interesează absolut deloc, pentru că e varză. Oho, am 5 tokens, mă. Deci 5 tokens, da? Ia să facem noi un calcul. Cât ne-ar trebui? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamă, la fix pot să deschid megabox-ul. Hai și cu drumroll, ultimul game mode pe care o să-l dăm. Deci pe contul mare eu nici nu m-am jucat drumroll-ul ăsta. Știți din ce cauză? În primul rând stăteam la matchmaking în decurs de vreo 15-30 minute, cam așa era matchmaking-ul, pentru că am tot contul rank 35. Și în al doilea rând, bă, e foarte enervant game mode-ul ăsta. Deci game mode-ul ăsta mi-a făcut foarte mulți nervi. Nu știu de voi, dar pe mine la maxim mă enervează game mode-ul acesta. Se fură kill-urile, totul este random, nu-i nimic sigur pe... Dacă game mode-ul normal în sine era foarte enervant, acest Lone Star. Ok, haide. Uite, ăsta se bagă mine. Bravo, mă, îți mulțumesc. Hai și tu, hai și tu, hai și tu, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu fugi, bă, nu fugi. Știți care e faza? Că aici am un noroc fantastic. Să mă bată, tată, de nu am rupt auto-aim-ul. Pula, sună, naiba. Te pup. Aici am trofee micuțe pe brawler și cred că mă ajută foarte mult, că oamenii vin agresivi. Și nouă suntem cei mai tactici din lume. Vreau să-i bat tureta. De ce am pus tureta ca să-mi dea efectiv splash Penny, bă? Ce-a fost în capul meu? În momentul de față sunt la culonul, dar nu știu dacă mă ajută foarte mult lucrul acesta. Pentru că ăștia poate să vină să facă kill-uri. Ceva de genul ăsta. Genial, Leon. Cum mai duc eu, mă, cu Jessie asta să fac kill-uri, bradere? Mă, unde mă mai duc, cu cine? Hai, Leone. Va veni asta cu invizibilitate iar pe mine. Presimt. Te să urmăresc să nu vină cu invizibilitate. Cred că s-a făcut invizibil. Ok, sunt pe locul 2 acum. Uite-l, 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 uite-l! Uite-l, bă, bradere, mă! Dar ce șansă am! Ce șansă am, bă, sunt locul 2, doamne! Zic că termin o dată pe locul 2 și să mă duc să iau tokenul ăla, că nu mai pot. Aici mai e unul. Ok, 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 bam, pun tureta aici. Let's go. Hai, 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 vino, vino. Fugi, 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 fugi. Fii atent că știa se bată între ei. Ia, n-ai bătut să fii. Bun, mai am decât pe mult, dar toți sunt pe locul 2. Și s-ar putea să pierd, mă. Pe cine prind eu ca să dau damage cu PM-ul, e întrebarea. Ăsta aici. Nu, 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 că-l bate, îl bate! Tomul 2, aia zic! Ce m-a ajutat Shelly, bă, băiatule, mă! Locul 1 la limită, dar tot consider că e un game mod de 2 lei și nu merită absolut deloc, nu merită nervii. Acum, ce vom face noi este să intrăm aici cu brawler. Am foarte mulți brawler la HP, dar voi veni direct cu megabox-ul ca să le deschid. Uite, hai să dăm un meci de solo aici. Cam cât de sigur mă joc eu și cât de atent sunt pe contul acesta ca să nu pierd aceste win streak-uri. Probabil că o să vin într-un episod în care o să decid dacă voi rămâne la 69 sau voi face 100. Cred că voi veni cu un episod în care voi face 69 și o să vă întreb pe voi pe episod, că pe live probabil na. O să vă întreb, merită, nu merită să rămânem la atâtea, gen la atâtea win streak-uri, merită mai multe, nu merită mai multe. Îmi place Lily pentru că în unele situații, dacă tu rămâi low HP, poți să scapi foarte ușor cu gadget-ul și am 4 gadget-uri, ceea ce este minunat. Am control asupra mijlocului, n-am nicio emoție. Chester. Te pup, Chester. Tot respectul. Ok, acum nu mă știe. Sau mă știe? Wow, la limită, bro! La limită și uite-mă ce voia să dea la mine. Bro, voi vă dați seama cât de agresiv am fost aici și că puteam să pierd? Voi vă imaginați lucrul acesta? Doamne, cred că da, da bine, nici n-am dat gadget-ul ca idee. Nou ucitor! Un asasin exact cum trebuie. Mergem aici, asta sigur nu mă știe. Ce zici, frățior? Frățior? Bă, că nu mai ai șansă. Nici o șansă, bă. Viața asta. Hai să deschidem Stazropol. 51 de win streak-uri. Nu pot să le deschid acum? E bine, nu este nicio problemă. Dar putem să deschidem unul de aici. Mamă, cum era să pice și legendar. Player Icon. Nu ne interesează pentru că voi intra eu la celelalte game mode-uri, mă voi juca și după aceea revenim cu megabox-ul, ultimul din acest sezon. Și adio megabox-uri, nu mai vreau să le mai văd pentru că nu prea mi-a dat cine știe ce din ele. Și da, în concluzie acestui episod, înainte să deschidem megabox-ul, este să nu jucați cu random. Orice ar fi, nu jucați cu random. M-am oprit la 60 de win streak și din nou am 61 record și am pierdut iară win streak-ule și iară trebuie să recuperez. Simt că nebunesc, nu mai pot cu jocul ăsta cu random ăștia. Vreau un test IQ pe joc cu random. Gen, la random să le dea un test IQ înainte să intre o zi să joace. Hai să deschidem ce avem de deschis aici. Un star drop și ultimul megabox. A fost prea bine episodul ăsta ca să se termine cu bine, nu? Nu se putea ca să nu pierd eu un streak-ul, nu se putea. 4 iteme să dăm. Powerpoint-uri, bling-uri, XP doubler și 3 gemuri. Cam asta a fost și episodul, cam asta a fost și ultimele megabox-uri. Sper că v-a plăcut. Un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult și ne vedem cu live probabil mâine ca să mai continuăm pe contul cel de-al doilea și pe cel de-al treilea aici să facem master, pentru că n-am altceva de făcut, sincer. Cam asta îmi doresc, dacă cumva voi face și pe ăsta master. Dacă nu, probabil îl las la legendar și mai îmi bag capul, că deja m-am săturat, vreau să mă joc cu randomii. Cel mai bine să vă luați echipă și nu mai jucați cu randomi. Codul Madalin pe shop pentru 10 ani de noroc, dacă cumva cumpărați noul Brawl Pass care va veni în 3 zile și 10 ore, mai exact joi, și vom face live de dimineață și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Subscribe.